Nume de legendă al sportului românesc, caracter, dorința arzătoare de a realiza, originară din nordul îndepărtat al Moldovei, Rădăuț Prut, Doina Ignat, cu cel mai bun stroc din lume, deține un palmares care face inutilă discuția despre statura sportivă. 1,81 de metri înălțime, 75 de kilograme greutate pe vremea competițiilor. A cucerit în total 27 de medalii, 16 de aur, 8 de argint și 3 de bronz, la olimpiade, campionate mondiale și cupe mondiale, intrând în topul celor mai bune canotoare ale lumii din toate timpurile. Niciodată definiția unei cariere de prestigiu, dar aflându-mă în fața uneia dintre cele mai mari canotoare ale lumii, resimt faptul că îmi găsesc cuvintele și pot spune că sportul de performanță, cel puțin canotajul academic, incumbă multe, foarte multe calități pe care aș ruga totuși pe doamna Ignat să le menționeze. Devotament, tenacitate, e prea puțin, e mult prea puțin, nu? Față de ceea ce înseamnă cu adevărat realitatea. Da, trebuie să le ai pe toate. Și ambiție, și dorință de a fi întotdeauna primul. Sunt foarte multe, foarte multe. În afară de calitățile tale fizice pe care ți le-a dat mama natură și părinții, trebuie să ai toate pentru un sport de pentru un sportiv de performanță. Spre deosebire de cei care fură medalii, canotajul, unul dintre sporturile în care nu s-au găsit cazuri de doping, desemnează drept consecință un sport curat. Contează calitățile fizice și psihice, nu te înșală nimeni, ai muncit, te-ai așezat la start, ai ajuns la sosire și cine a trecut primul este campion. Așa este, este un sport curat și un sport care nu depinzi de arbitru. Ai plecat la start, ai ajuns la sosire, a tras linia, cine a trecut primul, ăla este câștigător. Atunci când am întâlnit-o la Complexul Sportiv Național Snagov, Doinei Ignat îi se părea imposibil să ofere o definiție personală a unei cariere de prestigiu. Gustul succesului dă dependență. Nu i-a fost dificil să obțină prima medalie. I-a fost greu să ajungă la variațiuni pe aceeași temă, locul întâi, și să rămână acolo, înnobilată prin aurul mondial și olimpic. A gândit într-un anume fel, să fie cea mai bună, să urce pe prima treaptă a podiumului, să nu dezamăgească. Am început canotajul la Steaua cu domnul Gioga Nicolae. El a fost antrenorul meu, selecționer. El a venit, chiar pot să spun, a venit la mine acasă, că sunt din Botoșani și din Botoșani mai am încă 80 de kilometri până în Miorcani. Și el a venit pe o iarnă foarte grea, pe vremurile alea, în 84, nu era chiar atât de ușor să ajungi în satele alea uitate de lume, cu un singur autobuz care pleca din Botoșani la 11 și ajungea pe la vreo 2:30 în Miorcani. Dar el, săracul, s-a urcat în autobuzul ăla și ce a zis? Trebuie să mă duc, doar nu mă cunoștea, doar a auzit de la profesorul meu de sport de la Botoșani că există o fată care are parametri pe care canotajul se bazează. De fapt, că la noi în canotaj mai mult pe parametri. Și după aia începe cu ambiția și cu toate calitățile de un mare campion. Și a venit până la mine acasă, unde m-a văzut, m-a măsurat și i-a zis, aveam toate la măsurător, eram un canotor ideal. Dar după aia trebuia să descopere dacă eram și potrivită pentru canotaj, dacă aveam și voința necesară pentru o canotoare și toate astea. Ați câștigat 27 de medalii, dintre care 16 de aur. O performanță rarisimă în orice sport, nu numai în canotaj. Cum s-a întâmplat? Aveți o ambiție nemăsurată? Aveți o psihologie și o filozofie aparte? A, nu. Asta nici nu-ți dai seama de ce ai tu, nativ sau nu ai. Trebuie să-ți o descopere, să-ți o insufle. În primul rând antrenorul, după care și colegele. Întotdeauna am zis că dacă n-aveam niște colege atât de ambițioase în care ele și fi dorit să fie primele, iar eu să încep să îmi doresc să le ajung și să le întreg,
normal, performanța nu are cum să ajungă la cote maxime. Noi am fost, toată lumea spune că o generație de aur, nu neapărat o generație de aur, dar am fost niște fete care ne-am dorit să fim una mai bună decât cealaltă. Și în momentul în care îți dorești să fii mai bună decât colega ta de echipă, e clar că performanța crește. În 96, când a spus că am vreo 27 de medale de aur. Eu știu doar pe alea de aur la Olimpiadă, că întotdeauna, pe vremea noastră, toată lumea, câte ai de aur la Olimpiadă sau câte medale ai la Olimpiadă. Noi, având atâtea de aur la Olimpiadă, aurul la Olimpiadă a rămas. Și în 96, când noi am cucerit prima medalie de aur la Olimpiadă, normal, toată lumea, super, super performanță, nu credem noi că o să mai ajungă la performanța asta 8-ul. S-a lăsat în anul ăla, s-a lăsat Elisabeta Lipă și cu Mărioara Popescu și toată lumea zicea că este destul de greu să mai facem un 8 de aur. Am avut atâta o ambiție încât am zis, indiferent cine intră în barca noastră, noi trebuie să dovedim că, într-adevăr, 8-ul are valoare. Normal, am câștigat în 97. După Olimpiadă, următorul an, cam fiecare țară își mai pierde din sportivii buni, și mai face o altă echipă. Normal, așa se întâmplă. Noi am zis, bine, 97 am fost în mare parte, noi am fost echipa 80%, echipa a rămas aceeași. Am câștigat pentru că s-a lăsat adversarii noștri. Am zis, în 98 trebuie să arătăm că, de fapt, noi avem valoare. Și am făcut în așa fel încât numai asta aveam în cap, nu altceva. Vai, că trebuie să luăm aurul, că o să câștigăm nu știu ce bani sau că o să facem nu știu ce. Nu, să arătăm că noi avem valoare. Am câștigat în 98, iarăși, vine anul preolimpic în care să vede toate cele mari puteri o să își făceau echipa pentru calificarea la Olimpiadă. Iarăși noi trebuie să arătăm, acum că vin celelalte națiuni, să arătăm că suntem bune. Am câștigat și 99. Iarăși în 2000 s-a reunit echipa cea puternică. Unde a revenit Elisabeta Lipă, unde a revenit Mărioara Popescu. Acum trebuia iarăși să ne arătăm valoarea, să ne dovedim de nou valoarea. Și, într-adevăr, și în 2000 am câștigat aceeași medalie de aur. Și tot lumea avea ceva de spus, că încă nu era concretă valoarea noastră. Și atunci, în 2004, zic, acum este ultima noastră șansă să arătăm că echipa de 8+1, într-adevăr, are valoare. România. Valoare de aur. E un metal strălucitor cu care dumneavoastră sunteți obișnuită. Sunteți, de fapt, omul care și-a propus să obțină performanța supremă. Și de atâtea ori, așa cum am spus, într-un palmares care poate fi sec, poate să spună enorm despre un sportiv, calitățile dumneavoastră umane se văd în discuția pe care o port. Sunteți un om foarte deschis, un om care... Și foarte emotiv în același foarte, timp. Foarte emotiv, da. Și foarte da. Bun vorbitor. Tocmai pentru că reușește să-și înfrângă emoțiile, reușește să se stăpânească, așa probabil că făceați și în barcă. Da, aveam emoții foarte mari, dar mă gândeam totdeauna, dacă eu mi-arăt slăbiciunea, arăt colegilor mele că am emoții, atunci cum reușesc să le impulsionez, să le fac pe ele să depășească momentele alea? Și totdeauna le spuneam, noi suntem cele mai bune, Dumnezeu, toate vor să câștige, dar pe noi Dumnezeu ne iubește și atunci trebuie să câștigăm. Și aveam și o datorie morală față de toți cei, înainte canotajul nu era atât de cunoscut.
și ne durea sufletul atât de tare încât, faci canotaj, Ivan Pațache, era o chestie de asta care pe noi ne deranja și totdeauna ziceam, trebuie să arătăm oamenilor ce înseamnă canotajul, trebuie să lumea să iubească canotajul. Noi, spre fericirea noastră și spre mulțumirea noastră sufletească, am reușit să facem chestia asta, lumea știe ce înseamnă canotaj, de asta și oamenii acum așteaptă optul să redevină ce a fost odată. Ați făcut diferența și în ceea ce privește canotajul, caiac, canoe, apropo de Ivan Pațaichen, ați reușit să faceți diferența și în ceea ce privește modalitatea în care v-ați impus în echipă. Aveați cel mai puternic stroke din lume. Dumneavoastră, practic, imprimați ritmul, nu? Să le explicăm telespectatorilor noștri ce înseamnă poziția pe care o ocupați dumneavoastră în embarcațiune. Da, eram omul care imprimam ritmul bărcii. Era destul de... Atunci mi se părea ceva normal, că putea să o facă oricine. După aia, treptat, mi-am dat seama că trebuie să fii nu neapărat puternic, caracter puternic, dar trebuie să ai așa o putere în care oamenii, colegele mele, să aibă încredere în mine și ceea ce le spuneam chiar să creadă în cuvântul meu și în felul meu de a fi și de a trage. N-a fost ușor, dar împreună am reușit să găsim o lovitură în care barca de 8+1 să ajungă pe cele mai înalte trepte, cum s-ar zice, pe podium. Iar lovitura am făcut-o împreună. Și-ar fi zis în clipe de viață să meargă pe drumul singurătății, dar sportul a pregătit-o pentru o lume a solidarității. A învățat-o să fie extraordinar de bine pregătită și în același timp să lupte. Spiritul de echipă i-a fost insuflat de canotaj. Noi când ne strângeam după o cursă, stăteam de vorbă și spuneam, niciodată n-am spus eu ce s-a întâmplat sau unde ce am simțit. Începeam de la numărul 1. Și dacă venea de la numărul 1 la numărul 7, știe exact aceeași vorbă. Știam că la 750 s-a întâmplat ceva. Ce s-a întâmplat? M-am aruncat eu sau s-a dezechilibrat barca. Adică știam toate 2000 de metri am lucide. Nu neapărat, știți, pe vremuri se zicea, în canotaj trebuie să fii mare, tare și numai alte cuvinte. Nu, canotaj exact ați început, canotaj academic. Îmi place la nebunie cuvântul ăsta, canotaj academic. Asta le-am spus fetelor, canotajul se numește academic pentru că în 2000 de metri, după ce că tragi până nu mai poți, trebuie să și gândești lovitură de lovitură. Trebuie să o simți, trebuie să o gândești. Altfel, oricine și dumneavoastră vă urcați în barcă și faceți canotaj. Dar academic numai cei care sunt în stare să gândească și să tragă până la epuizare. Anii de zile ați studiat și deopotrivă v-ați propus să atingeți marea performanță. Ați reușit. Nu încerc niciodată să sugerez altora să dea sfatul, deși dumneavoastră sunteți în măsură. La nivelul prestației dumneavoastră, la ceea ce s-a întâmplat în viață, la modul în care ați reușit să ajungeți acolo unde foarte puțin reușesc să o facă și să se mențină, pentru că dumneavoastră ați fost într-o succesiune de etape, tot acolo pe primul loc, tot pe podium, ceea ce nu este deloc simplu. Te poți obișnui cu medalia de aur, la un moment dat cel mai greu este să atingi performanță după performanță. Poți să obții odată un loc întâi, dar mai apoi te poți împotmoli. Poți să renunți, poți să cedezi, poți să pleci pur și simplu, poți să nu te mai ajute nici fizicul și nici dorința. Dar dumneavoastră ați reușit și atunci sunteți în măsură să spuneți și altora cam ce credeți dumneavoastră că ar trebui, ce lipsește în clipa de față canotajului academic, ce lipsește în general sportului românesc? Cred că în primul rând sportivilor le lipsește încrederea aia și dorința de a fi pe primul loc. Niciodată nu trebuie să te mulțumești să iau o medalie. Dacă în momentul te mulțumești cu o medalie, sigur ai să vii pe locul 4-5. Dacă totdeauna îți dorești să ajungi pe primul loc, e clar că te duci și dorința ta e să ajungi pe primul loc. Te bați pentru primul loc. Poate nu-ți iese anul ăsta, dar dacă pentru la anul ai plecat pe primul loc, sigur nu ai cum să nu ajungi acolo pe primul loc. Și când ai luat prima dată medalie și când ai stat acolo pe podium și te gândești că o lume întreagă se uită la tine și ce e important, că asta ți-e în gândul tău și ce important ești tu,
că îți cântă imnul și o lume întreagă se uită la tine. Îți dorești și la anul să ajungi. Și tot așa, cât reușești, dar odată ce ai ajuns pe podium și îți cântă imnul, nu ai cum să nu-ți dorești următorul an. Nu ai cum. Adică dacă am fi fost veșnic tinere și acum eram în barcă și îmi doream să ajung la Olimpiadă, într-adevăr, sunt niște premieri extraordinare. Dar până la premier te gândești, mamă, ce frumos ar fi fost acum, ca marile puteri, America, Canada, Noua Zeelandă, care este o țară atât de frumoasă, de bogată, și să uită și stă cu capul în jos, cântă României, o țară mică, cântă României imnul. Fetelor din România imnul, adică, nu știu, eu la fete zic, îmi cer scuze, întotdeauna la fete, da. E o senzație extraordinară. Același sentiment au și oamenii de rând. Ia uite imnul nostru, îl cântă și o lume întreagă îl aude.